Ai sărit pe drumul magilor, te-ai reîncarnat, încarnat, zic cum vrei, da? Și înveți să fii, să înveți drumul învățătorului, nu profesorului, arhaic, mai frumos sun, mai pe înțelesul meu, băbește așa, învățătorului. Înveți drumul învățătorului, da? Și așa. Și nu mai stai la cheream în nimănui ce trebuie, cum trebuie, da? Tot ce îți vine din afară, sunt răspunsurile simbolice căutate, nu neapărat în prezent, da? Pot fi căutate în prezent trecut, când a ieșit din relație, da? Că asta e inevitabil, fiecare care sare și alege drumul magic, că n-ai de ales, n-ai ce alege, e drumul ăsta și gata, acolo sare. Tu hotărăști ce se întâmplă în viață, numai vibrațiile au ridicat. Deci tu urci în vibrații și nu urci. Ești la mijloc, da? E cumva urci, nu urci, urci, nu urci, urci, nu urci, urci, nu urci, da? Așa. Se transformă totul, totul, dar totul se transformă. Se transformă tot, 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 tot. La nivel de ADN, am mai zis, magic ce se întâmplă în lume, nu mai e la nivel, nu mai e așa cum s-a făcut programele vechi. De aia trebuie să deschizi până aici programelele vechi, să te clirui, să vindeci, să nu grăbi situația. Nu știam, da, nu știam ce. Nu grăbi situația simbolică care se întâmplă. N-ai treabă. Acolo înăuntru grăbește-te. Ai întrebările tale, ai răspunsurile. În afară mai aprinzi o lumânare, mai dai un tarot. Da? Ai răspunsurile înăuntru tău. În afară situația, nu o grăbești. Ea se întâmplă pentru ca să înveți drumul ăsta, ca să știi karmic îți apare cineva în viață și se comportă, da, cumva, apar manipulări, apar tot ce a fost, tot ce a fost în viață, da? În viața de om, de cum ai trăit-o tu până acum. Și acum se transformă totul și așa se transformă. Aha, moment, delete înseamnă se transformă, se transformă, intră în altceva, în altceva. Alchimic ești, nu uita. Nu mai e ca înainte. Divin feminin, divin masculin, s-au întâlnit, karmic, necarmic, se înțeleg, nu se înțeleg. E un fel de, cât de ciudat și bizar nu ți s-ar părea, tu schimbi regula jocului, nu uita în fiecare clipă, când ceva, dar nu, dar ce se întâmplă? Calm și schimbi regula jocului, așa și zici. Eu tu schimbi regula jocului, ai înțeles? Și ți se arată și ți se răspunde ce vezi sau nu vezi, sau cum se întâmplă lucrurile mai departe, da? Relațiile nu mai sunt așa cum au fost. Nu uita că tu sumonezi omul. Omul crede că intră da, și în manipulări și face ce vrea și, să zicem, da? Jumătatea ta divină, el sau ea, vine, pleacă. Ceva nu zice, tu ceva nu înțelegi, nu mai e ceva nu zice, nu înțelegi. Tu vezi tot, tu scanezi, n-ai treabă. E dincolo de ce scanezi, nu există. Tu propui atât să fie, atât e. Domnule, atât e. Omul vine cu atât la tine, da? Și tu știi, tu vezi, tu înțelegi. Că nu știu ce și nu știu ce e mai mult de atât în mintea unui prost.
Ai acceptat asta în lumină, că e așa, că nu știu ce, că e manipulări, că nu știu ce, da? Și acum ai urcat călare tu. Da? Destinul. Ți l-ai înșauat și dă-i pinte. N-ai ce să faci, acolo ești și e superb și nu-ți mai spune nimeni ce să faci sau nu. Înainte cum era? Dom'le, nu mă înțeleg, nu știu unde, nu știu ce și ies din relații. Dacă așa ai sărit din asta. Așa nu te despachetezi, așa nu... Stai acolo, bă! Dar pentru că ești altcineva. Te-ai trezit, ai înțeles că ești mag. Și să-ți fie totul uniform și frumos și mirositor și flori înflorite și rai pe pământ, n-are cum. Ești mag, nu uita. Tu ai radu, iadu, raiu, iadu în tine. Da? Amândouă hățurile le ai la amândouă lumi. N-ai... Sună cumva, da. Tu hotărăști. Așa. Tu hotărăști dacă te manipulează, lași să te manipuleze, pentru că tu înveți. Zice, vine jumătatea ta și... Săracul n-are, săraca n-are treabă, da? Vine de la servici, dimineața a plecat, seara vine de la servici, vai de noi să mănânce, să se culce, sau eu știu ce, să se relaxeze. Și tu ai în gând, trebuie să primesc o manipulare totală între ochi, că văd că nu merge magic, da? Și omul dintr-o dată se trezește, se ridică, zice, vezi că am treabă, nu știu unde și nu... Da? Tu din tine ai macazul ăsta, tu încă nu prea știi să umble la butonașe. Înveți. Deja le cam știi, dar îți cam scapă, da? Și așa trăiești tu, așa te distrezi. Despre asta e. Nu? Că vai, dar ce vrea să-mi fac, dar o pleca, dar nu știu ce, sau tu. Ia să iei, nu știu ce, să plec, să nu știu ce. Dar dacă pleci și te bagi în nu știu ce, da, cum era înainte, vai, triunghi, pătrat, nu e voie, nu știu ce, ești la mijloc, toate triunghiurile, poftiți, vă rog, eu am aici treabă de rezolvat, da, te dă peste cap în tot ce vrei tu. Un fel de let it go, acceptă toate situațiile și din ele înveți, n-ai cum din... mirositor și înfloritor, n-ai cum. Să potă, trebuie să sape adânc, să obosești, să ți se facă, să ți se răstoarne, să nu mai poți, să nu mai înțelegi. Cum nu înțelegi? Nu, domnule, dar nu înțeleg ce vrea să-mi zică universul. Și nu. Acolo e, foarte bine. Unde nu înțeleg, acolo e. Relax, da? Spațiu. Dă-i spațiu la ce nu înțelegi. Spațiu. Păi spațiu. Și gata. Una, se rezolvă de la sine. Da? Ești susținut energetic. Tu te susții dinăuntru. N-ai treabă cu... Da? S-a rezolvat. Și peste o lună auzi. Mamă, dar ce bine te-ai rezolvat acolo. Ai cliruit, ai vindecat și ai pus niște câini să te păzească energetici, că omul nici nu îndrăznește să se uite, așa stă de vorbă cu tine. Deci așa, și face doi pași, și rudele, și colegii, și nu știi de unde, pentru că știi, intuitiv lucrezi. Tu intuitiv lucrezi. A, ceva nu e în regulă. Ai acceptat ceva nu e în regulă, un fel de, aha, dar ce nu e în regulă? Acolo e macazul. Dar ce-o fă... Acolo nu e concret, nu mai e concret, că aia la aia, aia bălai, că ăștia se înțeleg, ăștia se înșală, da? Ăștia se joacă de-a unui amantul nu știu cui și ea e amanta nu știu cui, adică nu mai e așa, e energetic, e frumos, e și n-ai treaba nimic cu lui. La nimic, acolo ești. E super. Asta e altfel. Magul vede altfel. Nu, e un fel de ține acasă tot.
Să mă duc, să văd, să înțeleg, să mă întâlnesc. A, așa. Să mă întâlnesc cu nu știu cine, să încep să, să fiu între oameni. Nu! Vezi-ți de treabă! Când învățătorul e pregătit, apar și studenții. Da? Bate la ușa ta, jumătatea ta. Bate la ușa ta, bat rudele. Bat la ușa ta, nu știu cine. Pentru că au venit după niște răspunsuri. Omul nici nu știe ce caută în viața ta. E bine că are de manipulat ceva. Sau să te bage, nu știu, între unghiuri pătrate, da? Și tu, aha, ia vină tu aici la experimente. E invers, știi? Ai înțeles ce bine ești? De bine ești, foarte bine, foarte bine. Ok.